ce n-a făcut filmare? Știe Dumnezeu și poliția și județul, toți județul București știe de ea ce a făcut. M-a mâncat casa, că ai făcut să ai distrus târgul cu ea. Cine ești? Bună ziua, vă rugăm să trimiteți din nou echipaj pe loga 12, pe loga 54, că doamna și tutel văd pierd cum te găsiți. O echipaj de cealaltă. Tu ești cu noi Timișorean, că el este din Arad. Să fii viața în gândirea, că să nu te văd ciupulită și bătută pe aici. Nu vreau. Că este o doamnă simpatică. S-a vorbit frumos. S-a arătat vilă frumoasă. Și n-ai avut. Pe vinte cu noi lui pătutoasă aia să-l stai acolo. Casa plină de păduci. Asta nu la contractul. N-am anulat. Noi ți-am zis că ne-am semnat, am plătit și proprietarul a plecat din țară. Înghițat, hai să spun, înghițat. Cine vă primește acolo? Numai să vin să vă așteaptă, numai stic în cap. A, da, noi am închiriat acolo lângă tine, acolo unde ne trimiți tu. E foarte scump și nici mai avem cu ce bani să plătim, că noi am închiriat deja. Noi am spus că putem noi banii să plătiți de dincolo la cunatul meu și... Ai spus că el nu vrea așa, el vrea cum vrea, să strânge banii săracilor, să facă el bani. În spinarea lor tuia, el e pocăit, omul pocăit ca el e gunoi din ăla care știe cu el pe hârtii. Dacă mai vă prinde acolo pe acasă, nu m-ați venit. Dacă ei stea cu jos, nu-ți fac nimic, dar dacă mai vine cu voi, îi dă capul, îi iau jos. Nu mă știi ce-i capul nimic. Uite, m-a venit copii acasă, să vin ce se întâmplă. Păi da, dar problema e că noi am chemat poliția, ai văzut. Și dacă ai chemat poliția, ce m-a făcut? Ce face poliția? Spune. Că e comun și casa mea, ia spune. Dacă ei era corectă și nu era antivărul nostru, nu stătea ea acolo pe stradă. Să nu stă niciun alt plecată la atâta bani. Da, dar nu, asta e problema voastră, trebuie să o rezolvați voi. Noi am fost oameni de bună, noi suntem oameni de bună credință, am plătit acolo chirie și avem activități de făcut. Ai văzut că noi nu te încurcăm. N-ai nicio chirie de plătit, poți să vă luați bagajul, că toată viața sunteți ciobite și spate acolo, nu s-a achiziționat. Am închidat la poartă. O să vedeți, dacă te ții măreață, urmăresc unde ești și nu știu ce să-ți întâmplă cu tine, dar te rog să-i te răgești cu ele sus acolo. De la ora 5 te aștept să vii acasă. Aoleu. Pe cuvânt. Numai să pui pasul, să treci voi cu mașina, ce vii de afară. Păi, era... Du-te și vezi o treabă. Du-te dacă vrei închiriază casa de la ăia, că te așteaptă. Păi noi am închiriat-o deja pe asta, aici e problema și speram să ne înțelegem... Niciodată nu stai tu cu ăla, îi taie capul cu toporul. Numai să viniți. Speram să fim vecini de gașcă și să ne lași să stăm nu acolo. Nici o vecină fi de amăcit. Nici o vecină. Nu mai fi moartă acolo când vii.